Sephora. Salut! Bună ziua! Eu sunt Alexandru Dunaev, sunt actor. În sfârșit, tata este de acord cu ideea asta că sunt actor. El e tatăl meu, Grigore Dunaev. Prezintă-te, te rog, tu. Da, eu sunt tatăl lui, Grigore Dunaev. Sunt pensionar. Așa, m-am pensionat pe caz de... oboseală de și stres. Așa. Mă simt foarte fericit. Stau alături de un actor așa celebru pentru mine. Okay. Am văzut că și se vede că are și audiență mare. Este pentru mine o chestie că mă bucur că nu am insistat să devină meseriaș, ca să zic așa. Și mai lăsat să facă actor. E bun. Și bun. Nici marinar. Oricum, marinăria nu spun că este rea, dar pentru mine a fost timp de 40 de ani rea. Tatăl meu, da, este o enormă sursă de inspirație pentru că el a cochetat cu actoria, are o jovialitate în el. El m-a pregătit la un moment dat pentru concursul de angajare la Teatrul de Comedie. El mi-a pregătit repertoriu. Deci da, e o mare sursă de inspirație pentru mine, din toate punctele de vedere. În momentul ăsta îmi vine în minte să găsești comicul, umorul în orice. Dar nu orice. Da, chiar în orice. Ce ai învățat tu de la mine? De la tine am învățat. Am învățat să fiu răbdător cu tine. Așa. Și ce am mai învățat? Că tu ai învățat. Ai învățat că eu am adică învățat. M-ai ascultat în toate chestiile și bucuria cea mai mare pentru mine este că totuși îți place pește. Chiar sunt pelican la fel ca el. Wow! Na, wow. Na. Care timp în perioadă îl petrecem noi? No, că eu sunt la București, ești la Turcia. Adică timpul este atât de scurt că bucuria este enormă când ne întâlnim cu el. Nu-l vedem vorba aia, mai ales acum cu Adela. Na. A venit de Paște seara, când toată lumea deja pregătea de culcare și a doua zi a plecat. Asta e. Dar acele noaptea aceea până la 2-3 dimineața a fost minunată. Da. Cam așa se întâmplă. Ne bucurăm împreună când era mai mic, în vacanțe, pe litoral, cu cortul, ieșea din cort, alerga direct în mare. Mă rog, îl scoteam din apă plin de nisip și în gură. Dar, cum să spun, suntem foarte, foarte, foarte bine. Ne înțelegem la... În timpul ăla scurt în care ne întâlnim noi odată la 3 luni sau cât se întâmplă. Mai prelungește. Mai prelungesc. Asta vrei tu să apar bine pe sticlă, dar chestia că tu vii foarte rar. Dar sunt ocupat, n-am ce să fac. Da. Da. Că e marinar, îl cheamă Dunăreanu și... Am fost. Ai fost marinar. Că tot rămâi. Nu mai vreau. Da. Deci cam asta e. Dunăreanu. Nu? Dunaevski. Dunaevski. Da, ca pe compozitorul rus. Așa, păi da, exact. Da. Acolo mă duc, nu la Dunăreanu. La Dunăreanu sunt pe malul Dunării. Locul. Corect. Pentru mine, tata reprezintă un suport moral foarte puternic, pentru că, da, chiar și cu inima îndoită, el m-a susținut mereu în tot ce am făcut, pe linie de actorie, pe linie de orice. Tata? Eu ce reprezint pentru tine? Tu reprezinți un fel de, să zic așa, stâlpul moral și psihic care mă susține bucuria asta că e cineva acolo la București și nu-mi pare rău că acel cineva este fiul meu. Și ce să spun? Deci sunt atât de fericit că, na, ca și cum ai fi un sprijin nu spiritual, nu mă duc prea de față. Da, dar deci... un sprijin moral, nu mai, nici n-am cuvinte. Adică, cum să spun, no comment. No comment. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost din partea celor doi stâlpi morali de la Dunăre. Mulțumim, Sephora, pentru invitație. A fost o plăcere să ne amintim de conexiunea dintre noi. Pentru mine că am ajuns alături de acest actor frumos
Eu. Dar tu m-ai făcut, ce? Măi, dacă mă lauzi pe mine, te lauzi și pe tine pentru treaba făcută de tine. Adică nu-i... Nu, la mine a fost conceptul. Și eu l-am dezvoltat conceptul și l-am dus mai departe. L-ai dus mai departe. Da, bun. Mulțumim încă o dată, Sephora, pentru invitație. Mulțumim, a fost o plăcere. Sephora. Mulțumim foarte mult. Mă bucur că am fost o chestie cu alături de fiul meu. Prima, dar nu și ultima. Opa, acolo... Sephora, the unlimited power of beauty.